Bună ziua! În ședința de guvern de astăzi, guvernul Orban a adoptat mai multe acte normative în contextul evoluției pandemiei de coronavirus și pentru implementarea Planului Național de Investiții și Relansare Economică și pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Recuperare necesar pentru absorpția fondurilor europene. Pentru început, o să dau cuvântul domnului ministru Marcel Vela, ministru Afacerilor Interne, pentru a vă prezenta hotărârea de guvern care modifică hotărârea de guvern privind starea de alertă pentru a permite reluarea unor activități economice și sociale începând cu data de 1 septembrie. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc. Bună ziua. Guvernul României a adoptat astăzi, 31 august 2020, proiectul de hotărâre a guvernului pentru modificarea și completarea anexei numărul 3 la hotărârea guvernului numărul 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel, astăzi au fost create pârghiile necesare care, pe lângă protejarea sănătății populației, să susțină și ramuri importante ale economiei, cât și activitățile culturale. Hotărârea de guvern vizează modificarea numărului de participanți în cadrul organizării evenimentelor private, a cursurilor de instruire, workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, de la 20 la maximum 50 de participanți în interior și de la 50 la maximum 100 de participanți în exterior. Reluarea activităților cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte, școlilor populare de artă și de meserii, organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte va fi permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului. Permisivitatea ca, în cadrul organizării și desfășurării spectacolelor de tipul drive-in, ocupanții unui autovehicul să reprezinte grupuri de până la 3 persoane. Reluarea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor. Reluarea activității restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare. Reluarea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc. Totodată, se creează mecanismul prin care, în funcție de incidența acumulată a cazurilor, să se poată decide restricționarea, închiderea sau reluarea activității operatorilor economici și sau a activităților culturale. Reluarea acestor activități este permisă în toate județele unde incidența acumulată a cazurilor în 14 zile este de 1,5 cazuri confirmate cu infecția cu SARS-CoV-2 la 1000 de locuitori. În situația în care, în perioada menționată de 14 zile, este depășit acest prag, comitetele județene pentru situații de urgență pot decide restricționarea sau închiderea activității operatorilor economici sau, invers, pot decide deschiderea acestor activități. Astăzi, în temeiul acestei hotărâri, vor fi emise două ordine comune, respectiv Ordinul Comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Economiei pentru operatorii economici din domeniul Horeca și Ordinul Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii pentru toate activitățile culturale. Vă mulțumesc!
Mulțumesc, domnule ministru. În continuare o să-l invit pe ministrul fondurilor europene, domnul Marcel Boloș, pentru a vă prezenta două proiecte de acte normative adoptate în ședința de guvern de astăzi, extrem de importante în ceea ce privește pregătirea României pentru absorpția fondurilor europene de care dispune România în perioada următoare. Domnule ministru, vă rog. Bună ziua! Așa după cum deja se cunoaște, bugetul pe care îl avem alocat în această perioadă pentru negociere este de 79,9 miliarde euro. Buget care a fost negociat de președintele României, domnul Klaus Iohannis, și guvernul Orban are sarcina de a creiona documentele strategice necesare accesării acestor bani. Bugetul este structurat pe trei mari destinații, o primă parte de buget în valoare de 30,4 miliarde euro este alocat mecanismului de redresare și reziliență pentru care România trebuie să elaboreze Planul Național de Redresare și Reziliență, astfel încât acesta să fie negociat cu Comisia Europeană. O a doua componentă de buget în valoare de 28,4 miliarde euro este alocat politicii de coeziune, pentru care, așa cum s-a anunțat în spațiu public, guvernul Orban a scos în dezbatere publică acordul de parteneriat împreună cu programele operaționale cu termen de trimitere către Comisia Europeană a acestor documente data de 15 septembrie pentru ca apoi să putem finaliza negocierile pentru politica de coeziune până la sfârșitul anului în curs. Și un al treilea buget de 19,2 miliarde euro este dedicat politicii agricole, pentru care documentele strategice necesare României se află prin proces de elaborare. În ceea ce privește ordonanțele de urgență care au fost adoptate astăzi, așa cum s-a menționat, bugetul de 30,4 miliarde euro este corespunzător mecanismului de recuperare și reziliență, din care România are 16,7 miliarde euro împrumuturi și 13,6 miliarde euro ce urmează a fi alocate sub formă de grant. Proiectul de ordonanță stabilește două categorii de măsuri importante, și anume alocarea de fonduri pentru pregătirea proiectelor ce vor fundamenta Planul Național de Recuperare și Reziliență, și a doua categorie de măsuri se referă la sistemul de guvernanță intern, respectiv constituirea unor structuri de specialitate la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, pentru ca să se poată monitoriza aceste proiecte și să se poată derula procesul de negociere, elaborare și aprobare a Planului Național de Recuperare și Reziliență. Acest plan are două componente, o componentă de investiții și una de reforme. Pe componenta de investiții trebuie respectate patru cerințe principale, și anume investițiile, proiectele de investiții propuse trebuie să corespundă tranziției verzi, respectiv investițiilor verzi, așa cum în momentul de față există acest trend la nivelul Uniunii Europene. Apoi, a doua cerință este cea legată de digitalizare. O a treia cerință este cea corespunzătoare ameliorării stării economice a României. Prin urmare, proiectele de investiții trebuie să corespundă acestui obiectiv. Și, în sfârșit, al patrulea criteriu este cel de restartare a activității economice la nivel național. Așa încât guvernul Orban, prin proiectul de ordonanță adoptat, alocat fonduri pentru pregătirea de proiecte într-o serie de domenii de investiții considerate prioritare. Un prim domeniu pentru care există deja elaborate aceste documentații este cel de transport, care este o nevoie reală pentru România. Domeniul de transport în cadrul Planului Național de Recuperare și Reziliență va cuprinde de la investiții în autostrăzi până la investiții în linie de cale ferată, metrou,
tren metropolitan, material rulant destinat transportului public în comun de călător pe linia de cale ferată. Apoi, un al doilea domeniu important de investiții pentru care guvernul a alocat suma de 700 de milioane de lei necesar pregătirii documentațiilor tehnico-economice este cel al schimbărilor climatice cu intervenții sau investiții care se referă la sistemul de irigații, eroziunea solului, desecări, drenări de terenuri, inclusiv protecție antigrindină și chiar împăduriri, pentru că este o realitate astăzi la nivel european domeniul acesta al schimbărilor climatice, necesitând investiții care, pentru care Planul Național de Recuperare și Reziliență va aloca, va propune o sumă destul de consistentă în procesul de negociere cu Comisia Europeană. De asemenea, un alt domeniu de investiții pentru care au fost alocate resurse este cel legat de mobilitate urbană, regenerare urbană, turism și cultură, educație, eficiență energetică, inclusiv pentru campusuri școlare pentru învățământul dual, dar și colegii centenar, cele care au o anumită, colegiile naționale care au o anumită tradiție în procesul educațional. Pentru acestea au fost alocate 450 de milioane de lei necesare pregătirii proiectelor. Pentru domeniul de sănătate, de asemenea, au fost alocată o sumă consistentă cu preponderență pentru domeniul oncologic și cel al bolilor cardiovasculare. Aici suma alocată este de 500 de milioane de lei. Și apoi, iarăși, o serie de domenii de investiții care sunt considerate prioritare pentru România, de la cercetare, dezvoltarea infrastructurii edilitare, situații de urgență, digitalizare. Deci, totalul bugetului pentru pregătirea de proiecte este de aproximativ 2 miliarde de lei, în euro 425 de milioane de euro. Suma este eligibilă pentru decontare din bugetul alocat în cadrul Planului Național de Recuperare și Reziliență și de aici trebuie să mergem în paralel cu cele două tipuri de măsuri, având în vedere termenul foarte strâns pe care îl avem, pe de o parte pentru prezentarea Planului Național de Recuperare și Reziliență și negocierea lui cu Comisia Europeană și, pe de altă parte, de încheierea contractelor de lucrări până la termenul care deja se cunoaște, 31 decembrie 2022. Până atunci trebuie să avem încheiate 70% din valoarea grantului care ni s-a alocat. Ca și deadline-uri principale pe care le avem pentru accesarea fondurilor în cadrul mecanismului de redresare și reziliență. În luna octombrie, primul draft de Plan Național de Recuperare și Reziliență. În perioada octombrie-aprilie, procesul de negociere cu Comisia Europeană pentru definitivarea Planului Național de Recuperare și Reziliență și așa cum reiese din draftul de regulament 408 din 2020, până la sfârșitul lunii aprilie 2020 trebuie să avem încheiat, ar trebui să avem încheiat acest proces de negociere și să obținem decizia Comisiei Europene pentru a putea accesa fondurile în cadrul mecanismului de recuperare și reziliență. Este un document de extremă importanță pentru România. Scopul acestui document este de a ameliora starea economică a României și de a restarta activitățile economice, așa cum de altfel este prevăzut și în regulamentul Comisiei Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! În continuarea prezentării actelor normative adoptate în ședința de guvern de astăzi,
au fost propuse 3 proiecte de ordonanță de urgență pentru implementarea unor programe de sprijin incluse în Planul Național de Investiții și Relansare Economică. Astfel, guvernul Orban continuă să ducă la îndeplinire obiectivele asumate în Planul Național de Investiții și Relansare Economică. O primă ordonanță de urgență care a fost adoptată în prima lectură este vorba de un proiect inițiat de Ministerul Finanțelor Publice pentru instituirea unor măsuri de stimulare a creșterii capitalelor proprii pentru companii. În momentul de față, una dintre problemele majore ale economiei este această chestiune legată de companii care au capitaluri negative și care din acest motiv nu au acces la finanțare bancară. Printr-un proiect de ordonanță de urgență, Ministerul Finanțelor Publice vine cu soluții pentru a stimula companiile să-și crească capitalurile proprii, astfel încât aceste companii să fie mult mai ușor solvabile și bancabile. Prin acest proiect de ordonanță de urgență se propune un sistem de bonificații la plata unor impozite, la plata impozitului pe profit pentru companiile care într-un anumit procent își cresc capitalurile proprii, ponderea capitalurilor pozitive. Mai multe detalii despre acest proiect vor fi comunicate la data adoptării în forma finală, respectiv în următoarea ședință de guvern din această săptămână. Un alt program inclus în Planul Național de Investiții și Relansare Economică este programul ElectriCap, inițiat de Ministerul Economiei. Vorbim despre un program de granturi pentru întreprinderile mici și mijlocii din domeniul Horeca pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice. Acest program are un buget de 200 de milioane de euro, a fost dezbătut în această ședință de guvern și în momentul în care va obține toate avizele, inclusiv avizul Consiliului Legislativ, va fi adoptat în ședința de guvern următoare. Un alt proiect din cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică este programul pentru instalarea tinerilor fermieri cu teren concesionat de la stat. Este un program inclus în Planul Național de Investiții și Relansare Economică, prin care tinerii fermieri, pe lângă facilitatea de care au beneficiat până acum de o subvenție pentru instalarea, pentru construcția și pentru demararea unei ferme agricole, vor putea avea din partea statului concesionat de la stat terenul agricol pentru dezvoltarea unei ferme. În acest sens a fost nevoie de ordonanță de urgență pentru modificarea ordonanței 57, respectiv a codului administrativ, astfel încât să fie permisă concesionarea de terenuri fără cadastru. În acest moment, fiind o chestiune încă nerezolvată în ceea ce privește terenurile din domeniul public al statului, care în momentul de față nu au documentațiile cadastrale finalizate. Prin acest proiect de ordonanță de urgență se permite concesionarea acestor terenuri în cadrul programului privind instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, continuăm demersurile în ceea ce privește simplificarea și digitalizarea administrației publice. În acest sens a fost adoptat un proiect de ordonanță de urgență pentru extinderea categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin Sistemul Național Electronic de Plată Online. După ce într-o ședință anterioară a fost modificat acest sistem electronic de plată online pentru plata inclusiv a taxelor pentru pașapoarte și permise auto, în momentul de față a fost adoptată ordonanța de urgență care permite plata acestora prin sistemul de național electronic de plată online. În domeniul investițiilor, două proiecte de hotărâri de guvern
care vizează două obiective de investiții importante la nivel local. Proiectul de hotărâre de guvern pentru declanșarea procedurilor de expropriere pentru varianta de ocolire a municipiului Zalău a fost adoptat în această ședință de guvern. De asemenea, un alt proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții terminal plecări curse externe la aeroportul internațional Timișoara Traian Vuia. Acestea au fost principalele acte normative adoptate în ședința de guvern de astăzi. Dacă sunt întrebări... Ziua, o singură întrebare. Voiam să vă întreb în primul rând dacă, în ceea ce privește redeschiderea restaurantelor, înțelegem că va fi făcut un ordin comun. Din draftul al acestui ordin care a ajuns deja în presă, scrie foarte clar că va exista un triaj observațional la intrarea în restaurante. Dacă ne puteți spune ce presupune acest triaj? Da, vor fi detaliate aceste proceduri în cadrul ordinului comun, așa cum îi spune și denumirea, este vorba despre identificarea persoanelor care prezintă fizic simptomele unei răceli sau ale unei posibile infecții cu coronavirus. Îi face un angajat sau da, o persoană vor fi, vizată? Vor fi, detaliate aceste, vor fi detaliate aceste proceduri în cadrul ordinului respectiv. Dacă nu sunt alte întrebări, vă mulțumesc pentru atenție. O zi bună!